deșteptarea. Volvo a renunțat la planul de a trece în totalitate pe mașini electrice începând cu 2030, în urma scăderii abrupte a pieței. Ceea ce mie mi se pare interesant și relevant, pentru că știm foarte... E o lovitură din punctul meu de vedere, că Volvo a fost una dintre primele companii care și-a reorientat aproape complet producția de motoare termice la motoare electrice, sau oricum, ăsta era planul. Adică asta anunțase că nu vor mai produce motoare termice, că viitorul este electric și la revedere, pa. De altfel și fac niște modele electrice foarte, foarte mișto. Ori acum au dat acest anunț, au mai anunțat că vor continua să producă sau vor lansa mașini hibride sau plug-in. Este o știre transmisă de Reuters. Iată ce spune directorul general de la Volvo. Suntem ferm convinși că viitorul nostru e unul electric. Totuși, este clar că tranziția la electrificare nu va fi una liniară, iar consumatorii și piețele avansează cu viteze diferite în procesul de adoptare. Am încheiat citatul. Deci a dat-o la vopsit. Nu se mai vând câte se vând. Este o scădere generală a pieței de mașini electrice, cel puțin în Europa, după ce majoritatea guvernelor, inclusiv guvernul României, au redus sau anulat cu totul bonusurile, ecobonusurile. La noi s-a înjumătățit acest ecobonus, care înainte ți oferea până în 10.000 de euro. Da, și adică era o reducere semnificativă. Plus de asta, cei care au apucat să-și cumpere mașina electrică și erau dornici să treacă la nivelul ăsta, și-au luat și la revedere că astea, aparent, deocamdată, cel puțin, nu le mai schimb cum schimbai tu mașina înainte, că erau mulți care își luau o mașină azi o și după 2-3 ani o vindeau și își luau alta. Nu cred că e ușor să vinzi o mașină electrică după 3 ani și să reușești să faci bani să-ți cumpere alta. Că o mașină de asta costă 40-50 de mii de euro, tu după 3 ani... În fiecare an evoluează tehnologia și bateria aia ține mai mult și apar fel de șmecherie, adică nu știu cine vrea să-și cumpere o mașină second hand electrică sau, adică, veche de 4 ani. Eu sunt convins că există o piață de mașini electrice second hand și știi că atunci când am mai vorbit despre asta am primit spontan mesaje de la ascultători care au spus, eu am mașină electrică second hand, merge foarte bine. Adică tehnologia deja nu mai este atât de nouă, nu mai suntem early adopters aici. Sunt mașini electrice, sunt pe piață de cel puțin un deceniu. Iar calitatea lor se îmbunătățește. Bateriile țin mai mult. Problema e cu infrastructura de încărcare, cel puțin în România, deși mulți dintre utilizatori spun că e mult mai bine ca în urmă o câțiva ani, ceea ce este evident. Dacă iei la bani mărunți și întrebi, bun, și cum faci tu să încarci? Descoperi că nu este chiar atât de simplu. Adică trebuie să te programezi, trebuie să te gândești, ajungi la stația respectivă. Uneori e ocupată. Deci e încă dificil, adică infrastructura n-a ținut pasul cu evoluția mașinii electrice propriu-zise. Și e o problemă? Mie mi-a povestit un șofer de car sharing, mașină electrică, făceau toți prietenii lui mișto de el, că hai mă, te duci la mare cu mașina electrică, stai să vezi că o să rămâi pe autostradă, o să nu știu ce. A zis că a plătit 200 de lei, cred că dus prețurile întors. Sunt mult mai mici și prețurile de exploatare sunt mult mai mici. A încărcat-o de 2-3 ori, a reușit, sunt stații de încărcare, cel puțin București, Constanța, și a ieșit și mai ieftin și fără stres. Este absolut adevărat. Exploatarea mașinii electrice este mult mai ieftină decât exploatarea mașinilor cu motoare termice. Aici este indiscutabil. Confortul e foarte mișto. Dinamica mașinii electrice e grozavă, dar trebuie să ai un alt mod de utilizare. Adică la o stație de încărcare rapidă tot trebuie să te gândești că trebuie să stai acolo cel puțin 20 de minute. Eu, de exemplu, pentru mine, ideea de a sta undeva, nu mă duc să stau într-o benzinărie acum 20 de minute, vreau să alimentez, să plec, dar vreo 10 tot stai dacă e aglomerat. În ce benzinărie e aglomerat? Până te duci, până plătești, până te întorci, până... În ce benzinărie e aglomerat că stai 10 minute? N-am mai stat la coadă. În drum spre mare, genul ăla. În prima benzinărie de pe autostradă, pe dreapta. Da. Că toată lumea pleacă din București și în 30 de kilometri rămâne fără benzină. Da. Sau se duce să-și cumpere trecerea de pod la prima benzinărie de acolo, de pe autostradă, și acolo, da, e într-adevăr aglomerația. Nu vorbesc de asta, vorbesc de drumuri pe care trebuie să le faci, trebuie să te gândești pe unde ajungi, pe unde, pe ce traseu mergi, ca să ai niște stații de încărcare în zona respectivă. Nu e o problemă doar în România, sau e o problemă generală cu piața. Iată ce mai citesc. În Marea Britanie, în același timp, presa a descoperit că producătorii auto livrează cu întârziere mașinile pe benzină pentru a respecta cota de vânzări de mașini electrice stabilită de guvern. Înțelegi? Adică producătorii, dealerii, ei trebuie să vândă un anumit număr de mașini electrice la câte mașini pe benzină vând. Și pentru că nu mai reușesc să vândă atâtea mașini electrice,
atunci ce să facă? Mai întârzie un pic din livrările celor pe benzină ca să păstreze proporționalitatea impusă de guvern. Și uite, ne scrie, apropo de consum, ne scrie Liviu din Marea Britanie și se întreabă cum o fi în România, că acolo la ei, în insulă, prețurile asigurărilor sunt triple la mașinile electrice. Serios? Nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Nici eu nu știu de ce. Am vorbit despre asta cu ceva timp în urmă. Mașinile electrice au altă dinamică și mulți șoferi care trec de pe motoare termice pe motoare electrice nu sunt obișnuiți cu această dinamică. Mașinile electrice pot fi mult mai rapide, accelerează mult mai rapid. Asta era una dintre explicațiile în subiectul pe care l-am făcut, cred că acum câteva luni, care vorbea despre, mă rog, care se explica de ce prețul asigurărilor este puțin mai mare. Sunt mai multe accidente într-o țară ca Marea Britanie, înțeleg, cu electrice. Doi, știi, există această părere greșită că sunt mai multe incendii la mașinile electrice. Și am citit o statistică oficială, nu, sunt mult mai puține față de incendiile în care sunt implicate mașini clasice pe motoare termice. Problema este însă că dacă ți-a foc o mașină electrică, incendiul în sine este foarte greu de stins, deci incendiul bateriei este teribil de greu de stins. Însă incendiile ca atare sunt, incidentele de acest gen, înțeleg că statistic vorbind, sunt mult mai puține la mașini electrice decât la mașini pe, cu motoare cu aprindere. Uite, pe de altă parte, că trăim în România și na, la noi e foarte popular GPL-ul. Și apropo de ce spunea Alexandra, de exemplu, ei cu 200 de lei până la mare, ne-a scris Eduard. Zice, păi e mult, eu cu GPL merg cu maximum 150 de lei. Da. Ca să nu mai discutăm de prețul de achiziție, de asigurări, zice, astea nu sunt costuri. Deci, Alexandra, ție îți trebuie nu trotinetă electrică, ci trotinetă pe GPL. Eu am un prieten care stă în Botoșani, nu? Și are mașină pe GPL și tot timpul și încarcă... Și nu-i dă voie la mall în parcarea subterană. Asta nu știu, dar știu că mergem de București-Botoșani 400 și ceva de kilometri pe GPL. Deșteptarea